Bună locuitorilor, câteodată nu există timp sau, sincer, nici interes să fac review pentru toate filmele sau serialele sau documentarele pe care le văd. De aceea există review plus. Unde le menționez, le dau afară și uite așa, aflați și voi de câteva chestii care poate nu erau pe radar. Recent am făcut un, un review plus cu filme de care nu ai auzit. Unde sunt actori celebri ca Leonardo DiCaprio, de exemplu, dar poate n-ai văzut filmul. Și -o zis, hai să o mai ținem așa un pic, deși avem și o tematică în reveu ăsta plus, filmele astea sunt mai serioase. O să fie patru filme cu actori ca Brian Cranston sau Edward Norton. Hai să nu mai pierdem timp Primul film de care o să vorbesc este Trumbo. Trumbo este un film cu Brian Cranston, sunt mai mulți actori atașați, foarte cunoscuți în proiectul ăsta. Este un film care a ieșit în 2015, a fost un pic de tot discutat la Oscar din ce mi-aduc aminte, dar nu aveam de gând să-l văd mai niciodată până într-o seară în care am zis, de ce nu? Și știi că am zis că filmele astea sunt mai serioase, ating o o chestie serioasă din istorie dacă vrei sau un eveniment sau spune-i cum vrei. E bine și Trambo atinge chestia asta. Trambo este un film despre un scritor, un scenarist pe care îl cheamă Trambo, într-o perioadă în care scenariștii făceau grevă. Știți că a fost greva scenariștilor, um, dar el are și alte probleme aici pentru că e și perioada în care America e un pic dubioasă cu rușii, cu comunismul și uh, ce înseamnă de fapt uh, zi, ce vreau să spun. Și America este foarte liberă sau, na, democrație. În același timp sunt arătați unii oameni cu degetul că, mă, tu ai cam tendințe comuniste, așa ești, uh, ești pe altă parte, nu ești de la noi. Și așa e și grupul ăsta de scenariști, că Brian Cranston nu e singurul. E și și uh, actori destul de mari atașați în proiectul ăsta, cum ar fi John Goodman, care e un producător super fan, el e o parte superbă din filmul ăsta, mai este Louis C.K., care e un scenarist și el și un prieten foarte bun al lui Brian Cranston în anumite situații. Deci filmul are o distribuție superbă, probabil Michael Stutt, Bark pe care îl știu din Fargo și îl tot văd în ultimul timp, a fost uh, unul din preferații mei din film, el joacă acest rol de bă sunt cu tine dar nu prea, overall filmul e filmat superb, uh, nu e atât de impresionant când vine vorba de costume sau mașină sau sunt multe chestii închise, sunt multe chestii limitate dacă nu știu cât de departe au vrut ei să meargă nu ai să vezi o explozie că se plimbă oamenii pe stradă atâta de mult. Ai să vezi multe camere de studio sau birouri sau zi living room unde stau mult și discută. Dar nu este un minus atât de mare. Cred că trambul o să fie um, greu de vizionat pentru mulți pentru că se discută foarte mult despre un subiect pentru care mulți nu ar avea interes la fel ca Monk care a fost anul trecut sau anul trecut, da, cu Gary Oldman și zici scenarist și toate astea, așa și ăsta poate mulți nu sunt curioși că niște scenariști sau strâns together și let's do it, știi? Sunt multe elemente interesante care să te scoată un pic din bula asta de Hollywood. La un moment dat Brian Cranston împreună cu familia lui începe să scrie sub alt nume uh, scenarii de acasă. Ca să nu îi le refuze studiourile pentru că vezi oamenii, el e comunist. Deci sunt multe aspecte care să te țină cât de cât în priză. Dar când te uiți la întreaga imagine la tot tablou ești... Mh, nu știu sigur dacă e pentru mine. Eu zic să-l încerci, poate poate nu, că uite, nici eu n-am știut și l-am încercat șase ani mai târziu. Acum trecem la un film care e mai serios și cu multe discuții. Ce am zis mai înainte, că discută foarte mulți oameni, să te aștepți că cam, cam toată lista asta sunt filme cu discuții și mie îmi plac astea. Astăzi trebuie să fie efecte speciale, trebuie să fie ceva bombastic, trebuie să... uh ceva amor între două persoane, trebuie să te țină, nu? A fost o perioadă când nu, nu erau elementele astea atât de în fața ta, și un film unde discută doi oameni era foarte apreciat. Și așa e și filmul ăsta, Frost Nixon. Nu știam de el, mi l-a recomandat cineva, e un film din 2008, este un film după niște evenimente reale și are o distribuție superbă, adică am fost chiar uh, uimit. Trebuie să spun un ușor, ușor sau foarte puțin despre ce e vorba. Frost ăsta jucat de Michael Sheen e un prezentator TV britanic din Australia, da? El a fost în America, dar acum cariera lui a cam murit, a ajuns undeva prin Australia la un fel de game show. Și ce să vezi, ăsta Nixon își dă demisia după scandalul cu Watergate. Ăsta se uită, Frost, ăsta se uită la televizor și spune, mamă, câte ratinguri au făcut ăștia. tu stai să seama, dacă aș face un interviu cu Nixon și aș putea să scot cumva de la el și un uh, uh, confession. De deci pornește tot filmul el împreună cu un prieten din Australia care l-a mai ajutat pe la televiziune, pleacă în America, încearcă să caute investitori sau... O televiziune care să accepte interviul ăsta, se lovește de multe chestii, primul lucru, ești britanic, ce dracu să vorbești tu cu președintele Americii. faci o echipă la un moment dat obține interviu și interviul durează vreo 6-7 zile, gen filmează, tot vin, știi câte două ore, cam în fiecare zi să zic așa. E multă tensiune, sunt multe momente unde bă, ăsta o să întrebe oare ce trebuie, echipa lui o să reziste. Cum am spus, distribuția e superbă. Frank Langella, care joacă pe Nixon, Michael Sheen Frost, Sam Rockwell e în filmul ăsta ca un fel de scriitor din ăsta, e un scriitor care a scris foarte mult despre Nixon. După aia e Matthew McFadden, mamă ce nume are Matthew McFadden, pe care o știu foarte îl știu foarte bine din Succession, Succession și mi-a plăcut foarte mult și aici. l avem și pe Kevin Bacon și nu ne oprim aici, mai este Toby Jones sau Rebecca Hall. Filmul e pect, nu, nu știu cum de, nu a prins așa de tare sau nu, nu știu oamenii de el, că nu e nici foarte vechi, 90 și ceva, nu e 2008, 2008. Dar probabil un film cu discuții nu mai prinde astăzi cum prindea înainte. Eu o recomand. E filmat superb. Dialogul între cei doi, între Frost și Nixon, când îți interviurile, chiar te ține un pic cu ce o să răspundă, cum o să întoarcă asta situația. Eu o recomand. Mersi pentru fumat. Nu serios. Așa, așa se numește. Thank you for smoking. Un film din 2005 cu Aaron Edgar parcă se cheamă, îi uh, Two Face sau Harvey Dent din Batman Dark Knight. Știam de filmul ăsta, am tot văzut posterul, dar nu i-am dat niciodată play. Și după aia într o seară, hai, ok, hai să vedem care e treaba cu filmul ăsta. Pe scurt, uh, Nick Naylor sau Aaron Eckhart, Nick Naylor e personajul. Uh, e un din ăsta care lucrează pentru companiile de țigări de tabac el trebuie să apere aceste companii în opinia publicului, dacă vrei. Gen, se duce la televizor, știi? Așa începe să se duce la televizor și vine un copil acolo în emisiunea aia și spune că, uite, eu am făcut cancer de la plămâni și mai mult ca sigur a fost de la țigări. Copilul are vreo 14 ani, ceva de genul. Și ăsta, într-o situație de genul, el trebuie să apere țigările, să fie nu, ai făcut cancer din alte motive, că poluează mașinile, că nu știu ce. De fapt, țigările fac nu știu cât procent din ce spui tu. Și se vede cum meseria asta, că el e conștient ce face și e conștient și ce sunt țigările de fapt, și se vede cum îl împarte un pic are și un copil și copilul tot întreabă tată, dar tu chiar crezi ceea ce spui sau fazi de nastea, știi? E, o scenă foarte faină când știți că au americani chestia asta, aduți tata la școală și vine taică și spus sau un părinte și cu ce te ocupi? Eu sunt pompier, eu sunt doctor. Și vine ăsta și spune, ei, câți dintre voi ați pus mâna pe o țigară, la copii mici, știi? Hai să vă explic de ce țigările nu sunt rele. Și eram, I don't know about this, man. Da, filmul are mai mult de atât, se dezvoltă într-o oarecare măsură când zi, țigările nu mai pot fi marketate atâta de bine, știți cum erau în Malboro man și toate astea, nu mai vor acum să pună pe pachete de țigări imagini, care le avem astăzi, știți ce imagini. Deci sunt multe chestiuni de ăsta, trebuie să se lupte un pic cu publicul și alte companii să că nu, nu vrem asta, țigările beton. Și distribuția e superbă, îmi place foarte mult de Aaron Edgard, îmi place, mai, mai, apare pe parcurs și William H. Macy, care seamănă foarte mult cu Steve Buscemi pentru mine, nu știu ce tot timpul a fost. Uh, Mi-a plăcut de el, el e contra lui ăsta, știi, uh, cine mai e, Sam apare la un moment dat ca Malboro Man, parcă, și J.K. Simmons care e șeful lui ăsta. Deci, n-ai cum să nu să spui că nu sunt oameni care să ducă filmul ăsta în spate. Din nou, nu foarte popular, din câte știu, e un film din 2005, poate n-ai auzit de el. Și ultimul film pe astăzi. Sper că ați notat până acum dacă ați văzut ceva ce v-ar interesa. Pe ăsta l-am văzut cel mai recent, Primal Fear, din 1996. Este un film cu Richard Gere și Edward Norton. Mai apar alți actori, desigur, pe parcurs. Este un film interesant și este un film iar bazat pe discuții. Deci fii atent, se întâmplă o crimă a unui creștin. Asta e de la începutul filmului, da? Richard Gere e cel mai șmecher avocat. Știți că mai sunt din ăștia. Și el se uită la copilul ăsta jucat de Edward Norton, care cică el la omoră pe preot, și îi spune, mai eu cred că tu n-ai făcut-o. Și și ăla spune că el nu a făcut-o, cu văzut pe altă persoană, înțelegi? Și după aia începe chestia asta unde Richard Gere, ca avocat, trebuie să investigeze mai mult, e un proces, să discuți în sala de tribunal, cineva îi împotriva lor, evident. Deci sunt multe chestii la mijloc. Sunt interesante și investigațiile, dar și argumentele date în sala de tribunal. La un moment dat nici tu nu știi ce să zici despre Edward Norton, îi el, nu el, care-i treaba. Dar vă las pe voi să aflați mai multe twist-uri de la final, este superb și distribuția pe un Edward Norton mai tinerel, cât de cât, deci aș putea spune un Edward Norton in his prime și ăsta e genul ăla de film ca, să zicem, Seven unde chiar dacă Edward Norton nu apare atâta de mult la fel cum nu apare Kevin Spacey atâta de mult în Seven în, în, în minutele alea cât apare, știi? El fură show -ul. dar nu pot să spun că Richard Gere a fost uh, oribil sau ceva nu sunt eu o mare fan, dar mi-a plăcut de el, a fost foarte aranja și depăr și chiar arăta ca un avocat din, înțelegi, 90 și cum umblă el cu paltonul la mare și toate astea. Dar mai avem, mai avem și uh, Francis McDormand, care e foarte discutat acum cu Nomadland, care a jucat în Fargo. Joacă puțin aici, are un rol mic de psihologă sau o specialistă, mă rog. Dar sunt multe elemente plăcute în filmul ăsta. Și nu știu, știu că pare, ah, da, da, l-am văzut și eu acum mulți ani, era pe Pro TV, parcă, știu, dar poate ați uitat de el, poate l-ați avut pe listă, poate ați prins doar jumătate de film la televizor. Verificați-l, pune-l într-o seară, nu o să regreți. Cam asta a fost, o să mai vin probabil cu liste de genul, um, pentru că sunt multe chestiuni de nu merită chiar uh, un review dedicat și nu este argumentul că nu mi-a plăcut mie. Uite, Primal Film mi-a plăcut foarte mult, Frost Nixon, de asemenea. Ci doar nu există atât de mult interes și atunci, uite, le-am pus aici, i-am dat titlul ăsta, vedeți, alegeți dacă vă interesează ceva. O să mai vină review-uri plus de genul cu, o să vedeți pe parcurs, probabil tot pe teme de gen. O să vezi ceva, ai văzut ceva, lasă-mi în secția de comentarii. O să las și alte recomandări, desigur. Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.